Astăzi a avut loc inaugurarea unui centru de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Acesta face parte din planul de dezvoltare regională și reprezintă atingerea țintei de colectare a deșeurilor electrice prin depășirea pragului de 23.000 de tone, un record stabilit în România. Și intenția noastră este de a dezvolta această colaborare pornind de la centrul deschis astăzi la Iași și de a acoperi toată zona Moldovei prin campanii de informare în diverse orașe și comune din Moldova, prin organizarea de evenimente și, de ce nu, prin informarea corectă a populației privind soluțiile pe care le are la îndemână de predare corectă a deșeurilor electrice și electronice și a bateriilor. Ecotic Moldova oferă cetățenilor ieșeni posibilitatea de a le fi preluate de la domiciliu echipamentele electrice sau electronice vechi de mari dimensiuni. Tatea, dacă vreți, este și aceea de a oferi cetățenilor ieșeni pentru început, dar ulterior și celorlalți locuitori din Moldova, preluarea de la domiciliu a deșeurilor electrice și electronice voluminoase, în primul rând, pentru că celelalte pot fi aduse aici pentru locuitorii ieșeni. Este, să zicem, destul de simplu de a aduce un aspirator, un televizor sau un echipament mai mic. Pentru echipamentele mari, evident că trebuie să ne contacteze și să se programeze pentru preluarea de la domiciliu a acestor echipamente. Echipamentele aduse la centrul de reciclare Ecotic vor fi preluate de reciclator și duse către cea mai apropiată uzină de reciclare.